Clubul sportiv școlar de Nicu Golescu are o mare tradiție în a descoperi și a format tineri voleibaliști care peste ani au îmbrăcat cel puțin o dată tricoul echipei naționale a României în competițiile internaționale, fie ele la seniori, juniori sau speranțe. Cei doi profesori, Viorel Caramelea și Raluca Nedelcu Moisescu, trudesc zi de zi alături de elevii lor în sala de sport a Colegiului Național Nicu Golescu, iar roadele muncii încep să se vadă. Săptămâna trecută, pe adresa clubului, au fost trimise din partea Federației Române de Specialitate convocările a trei dintre voleibaliștii pregătiți la Câmpul Lung. Este vorba de Ștefan Pițigoi, Sebastian Savu și Andrei Ungureanu. Aceștia și-au început săptămâna la Izvorani, acolo unde se află în plină pregătire alături de ceilalți componenți ai Lotului Național de Speranțe. Toți trei sunt creditați cu șanse reale de a face parte în viitor din Lotul Național și de a îmbrăca tricoul României în competițiile internaționale în care echipa tricoloră va fi angrenată.